În lecția de azi vom învăța câteva noțiuni legate de biblioteca Turtle din limbajul Python. Limbajul Python este un limbaj de programare folosit la scară largă, este foarte popular, simplu de învățat și de utilizat. Vom folosi un editor de code online, nu este nevoie să instalăm niciun software suplimentar. Acest editor îl găsim la această adresă. Biblioteca Turtle ne permite să programăm o țestoasă virtuală într-un mediu grafic care se poate mișca și poate desena. Țestoasa este un obiect grafic. O reținem într-o variabilă T care este poziționată în centrul ecranului. Observăm coordonata 0,0, unde se află acum țestoasa. Pentru a include această bibliotecă în programul nostru, folosim comanda import turtle. Această bibliotecă conține o serie de funcții care ne permit obținerea unor efecte grafice ușor de realizat. Pentru deplasarea țestoasei folosim următoarele funcții. Forward, număr pixel. Țestoasa va merge înainte cu numărul de pixel specificat între cele două paranteze. Backward, număr pixel. Țestoasa va merge înapoi cu numărul de pixel specificat între paranteze. Left, grade. Va face o rotire la stânga cu gradele specificate între paranteze. Right, grade, va face o rotire la dreapta cu gradele specificate în paranteză. Putem seta de asemenea și culoarea. Cod, culoare, putem să-l definim după culorile de bază, bineînțeles în limba engleză. Pentru setarea vitezei de deplasare, avem funcția speed, valoare. Dacă este setată valoarea 1, înseamnă că va merge destul de încet, iar 10 este, va merge repede. Aici avem un exemplu. Am importat biblioteca Turtle, am declarat o variabilă de acest tip. Și observăm că folosim două dintre funcțiile prezentate mai înainte, forward 100 și left 90. Înseamnă că țestoasa noastră va merge 100 de pixel înainte, se va întoarce la stânga 90 de grade. Repet acești pași de încă 3 ori, iar rezultatul este pătratul din imagine. Vom încerca să facem această aplicație în editorul online. Să încerc să deschid aici. Trinket Python Turtle. Aici avem deja o aplicație creată. O vom modifica și ne vom crea aplicația noastră. Vom declara variabila care reține țestoasa. Îi vom spune să meargă de pași, zicem noi, să se întoarcă 90 de grade. Voi copia ultimele două comenzi de 4 ori, am spus. 1, 2, 3 și încă o dată. Și o să vedem efectul. Bun.
Propun să modificăm acest program astfel încât țestoasa să deseneze o spirală formată din triunghiuri. Așa va arăta spirala formată din triunghiuri. Pentru început, vom accesa editorul online. În care vom crea această spirală. Importăm biblioteca Turtle, definim variabila Turtle, t egal turtle.turtle. Definim o listă de culori pentru a putea colora în diferite moduri această spirală. Eu am ales o listă de 6 culori. Orange, purple, gray, brown. Bineînțeles că putem seta orice altă culoare, green. Și roșu, red. Vom defini și o variabilă color, care va apela funcția random, care va alege din lista mea o culoare. Observăm că a apărut o eroare, să-i spunem. Cuvântul random apare evidențiat cu culoarea galbenă. Mă atenționează că trebuie să import biblioteca random. De mai departe, o să setez și viteza, speed, pe 10, să-mi deseneze mai repede un pic, să nu stă foarte mult. Vreau să-i setez și background-ul de data aceasta. Declara variabilă care se va ocupa de ecran. Și voi alege culoarea de fundal, galben, yellow, bineînțeles, între, n-am scris corect, yellow, așa. Avem instrucțiunea for, pentru că repetăm o instrucțiune de mai multe ori, folosim instrucțiunea repetitivă, un număr cunoscut de pași. O să zicem for i in range și o să-i dau numărul de început 1, finalul 300 și pasul intermediar de 500, de 5. Va alege o culoare de fiecare dată când execută acest for. Se schimbe culoarea, va schimba. Setez creionul care colorează cu culoarea din lista mea deja creată. I la 106 este restul împărțirii I la 6. Dacă restul este 1, va alege prima
valoarea din listă, dacă restul este 2, a doua valoare și așa mai departe. Îi spun să facă, să meargă înainte i pași, începând cu egal cu 1, din 5 în 5 și să se rotească la stânga cu 122 de grade. Aici am spune că avem și o eroare, da, de sintaxă, am uitat cele două puncte de la for și a început să-mi deseneze spirala. Da, este deranjant cursorul din mijlocul spirale și atunci aș dori să-l ascund. Vom folosi funcția Hide Turtle și voi pune de la început Turtle, o voi apela mai executăm o dată. Și avem spirala.